În urma tragicului incident de la bazinul de înot din zona Dacia, în care un tânăr în vârstă de 31 de ani și-a pierdut viața, Primăria Timișoara colaborează cu instituțiile abilitate pentru a facilita derularea cercetărilor. Totodată se va declanșa o verificare internă pentru a se stabili dacă au fost respectate toate normele procedurale și de siguranță privind desfășurarea programului de sport. Facem o anchetă publică să ne asigurăm că toate procedurile și normele de siguranță au fost respectate. Ce pot să vă asigur că în cazul în care sunt funcționari publici care nu și-au îndeplinit îndatoririle, vor fi consecințe pentru ei. Ne exprimăm condoleanțe pentru familie și regret acest incident tragic și regret mai ales faptul că el a ajuns să fie politizat acum în campanie electorală. Noi, desigur, am verificat și suntem la zi cu toate cursurile. Cei doi angajați ai primăriei care se ocupă de supravegherea bazinului au amândoi atât certificatul de salvamar la zi, cât și cursul de prim ajutor, amândouă fiind obținute prin cursuri plătite și planificate de către primărie. Colaborăm cu poliția română la această anchetă. Știm că ei au deja un dosar în lucru, iar primăria colaborează și a oferit toate informațiile necesare până în acest moment. Vă reamintim că tânărul era înscris în programul Mișcarea pentru Sănătate. Din păcate, manevrele de resuscitare nu au dat rezultate, bărbatul fiind declarat decedat. Acesta a fost preluat de Institutul de Medicină Legală pentru stabilirea cauzei decesului, iar reprezentanții poliției au demarat cercetări.